de lapidare de 4 milioane de lei la Teatrul Bulandra. Unde e banii de era acolo la Teșghea? Ce bani? Banii de era la Teșghea, aia 7 milioane de, am lăsat eu acolo și era chitit și era pus de mine acolo. Contabila șef împreună cu alte două persoane și-au însușit banii din casieria teatrului. Știu că vă vine greu să credeți că așa ceva s-a întâmplat la o instituție culturală cum este Teatrul Bulandra, care se află în spatele meu. Dar banii ăia au fost furați în decurs de un an și jumătate, din februarie 2018 până în august 2019. 800.000 de euro au sustras cele trei femei, încercând să acopere fapta cu acte false. Dacă așa a fost să fie, eu sunt bine, am pe mulți. Ilie Nagie Mihaela, contabila șefă, a depus efectuarea a 160 de plăți cash către 33 de persoane care ori n-aveau contracte încheiate cu teatrul, ori au primit sume mai mici decât cele din registru. Lateș Lenuța Casierița și-a ajutat șefa întocmind registrele de casă necesare. Furtu-s banii de la tata, la 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 la. Și turbatul Oana Elena a ajutat-o și ea la rândul ei pe contabila șefă să sustragă banii. Ce vorbești, mă? O lucrătură frumos jucată din pix, din banii oamenilor dornici de cultură, bani care trebuiau să ajungă la colaboratorii și angajații pe bune ai teatrului. Doamne, deci așa ceva nu s-a mai pomenit niciodată în istoria niciunui teatru. Pentru cele trei urmează audieri și dacă vor fi găsite vinovate de delapidare, riscă de la 1 la 15 ani de închisoare.